atitudinea lui Brâncoveanu nu este de revoltă. Ce poate să fie mai nedrept decât acest sacrificiu? El și-a plătit toate dările, toate bacșișurile spre poarta otomană. Nu i-a trădat el. Și ei după aceea și-au dat seama. Nu. Și totuși el a fost executat în executarea aceasta care a uimit întreaga lume. De ce? Și ce a spus el în momentul execuției? În momentul execuției pot să vă spun ce a spus. Iată ce a spus Del Chiaro. Del Chiaro spune, zice, eu pentru păcatele mele sunt condamnat. Deci exact ca și tâlharul din. Această asumare a martiriului îl așează nu ca fericit, ca erou al unei fericiri, ca făcător de pace, pentru că Valahia a avut pace 25 de ani, ceea ce nu s-a întâmplat în Europa în epoca aceea, în nicio țară. Și știți și dumneavoastră că penultima fericire spune fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Deci iată că și așa e Sfânt Brâncoveanu, dar el își asumă pentru păcatele lui acest martiriu cu totul și cu totul nedrept. Gândiți-vă că el niciun moment nu a avut revolta pe care toți oamenii care sunt condamnați de o boală, de o suferință, să moară o au. Vă mulțumesc că îmi faceți această favoare de a putea să prezint cartea mea astăzi, în decembrie, 2 decembrie, pentru că, iată, mai sunt 19 zile, când în piața universității au intrat tancurile peste niște copii tineri de 19, 16, 20 de ani, care, deși n-au făcut niciodată religie în școală și mi-e teamă că nici părinții lor n-au făcut, au murit spunând Tatăl nostru. Știți că în piața universității s-a spus în 21 decembrie, acu 25 de ani, Tatăl nostru? Tatăl nostru s-a spus. Și știți cum se termină Tatăl nostru, știți cu toții. Și iartă-ne nouă greșalele noastre, precum și noi. Deci ei spuneau că au greșeli, ei la 20 de ani aveau greșeli de așa manieră încât să treacă tancurile peste ei. Sunt martiri, nu-i așa? Sunt martiri. Credincios, deci până la martiriu, cinstit, modest, dar și incoruptibil, Constantin Brâncoveanu și familia lui au fost un extraordinar exemplu de familie creștină. Au avut împreună domnul Constantin și doamna Maria 4 fii și 7 fiice. V-am rugat, domnul Mavrichi, să ne creionați cumva portretele doamnei Maria și a fiilor lui, atât cât se poate, din scrierile care au rămas și care au ajuns până la noi. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Toma, pentru emoționantă introducere. Și înainte de a trece efectiv la discuția pe care cele două volume o propun, referitoare la scrierile care au rămas, și mulțumim Dumnezeu că a rămas de la fiii domnitorului martiri și o carte argument despre doamna Elena, soția sa, doamna Maria, soția sa, aș dori să preiau cumva o idee lansată de doamna
Ileana, anume memoria și importanța memoriei și de ce este important să ne amintim, să ne reamintim istoria și tot ce ține de trecut. Memoria are o funcție centrală cognitivă pentru individ, dacă noi suntem cumva suma memoriilor noastre, noi ca și comunitate suntem suma memoriilor noastre comunitare. Un simplu exercițiu, dacă ne-am putea imagina, dacă ne-am putea pune în situația unei crize de amnezie, să înțelegem tipul de anxietate pe care starea aceea de a nu-ți aminti ce s-a întâmplat cu tine și cine ești, se poate da, la scară largă, proiectat modelul ăsta, este dramatic pentru o comunitate să nu-și poate aminti cine este. Mai mult decât atât, memoria are valențe profund teologice, că dacă cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat și ne-a vorbit direct nouă în istorie, continuă să facă asta printr-un act de rememorare pe care biserica îl săvârșește duminical și evenimentul central sau punctul central al Sfintei Liturghii se numește anamneză, adică reamintire, memorie. Există o reamintire hristică, o reamintire centrală a lui Hristos care îl actualizează în istorie, la fel cum există o reamintire martirică. Și întotdeauna, de-a lungul istoriei bisericii noastre, reamintirile martirice au creat convertiri. Pentru că martiriul și convertirea sunt două evenimente, procese, care apar exclusiv în monoteism. Dar în același timp este foarte important să ne amintim și să ne construim memoria, pentru că societatea își construiește și își reconstruiește memoria. De ce? Pentru că întotdeauna când o societate își reamintește sau aduce din experiența istorică și prezintă contemporaneității ceea ce s-a întâmplat, nu face nimic altceva decât să își inițieze sau să stabilească prezentul în trecut, dând trecutului o putere de lungă durată și dând trecutului o funcție critică. Dacă noi investim prin ceea ce se numește memorie culturală trecutul nostru, îl valorizăm, el dobândește pentru noi funcție critică. Și ceea ce se întâmplă în societatea noastră de astăzi poate fi interpretat în lumina a ceea ce noi valorizăm din trecut. Deci este important să facem acest lucru, pentru că există reconstrucții ale memoriei noastre comunitare concurente în ziua de astăzi. Există societatea, să știți că are mecanisme de amintire, de memorare, dar are și mecanisme de uitare. Și mecanismul cel mai uzitat de uitare este reinventarea tradiției. Se întâmplă între istoricii noștri de astăzi și e lamentabil. Dar nu o să mă refer la exemplu acesta, dar un exemplu de reinventare a tradiției sau a memoriei, o rescriere a tradiției este de pildă istoria Cruciadelor. Apropo de măreția Brâncoveanului care a putut ține piept identitar preștinilor turcești. Dacă pentru istoriografii apropiați creștinismului, istoria Cruciadelor era o istorie plină de glorii și Cruciatul reprezenta chipul cavalerului care în numele lui Hristos mergea să elibereze locurile sfinte, am ajuns ca în ziua de astăzi Cruciadele să fie imputate creștinismului ca fiind un soi de genocid, expresia cruzimii și inumanității creștine, pentru că discursul, în modul general, este anticreștin și atunci trebuie neapărat reinventată tradiția. De aceea, ca să scurtez problema memoriei, este foarte important ceea ce se întâmplă prin propunerea inițiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să dedice acest an memoriei domnitorilor brâncoveni. Este foarte important că, de pildă, dacă un trib african ar citi romanul sau toate aceste cărți despre brâncoveni, lor
povestea brâncovenilor le-ar spune altceva decât ceea ce ne spune nouă. Și tocmai în efortul de a descoperi acest ce, în efortul acesta au loc întâlniri de acest tip. Mie mi-a revenit onoarea de a trebui să fac prezentări la două cărți care sunt extraordinar de frumoase, pentru că pun în lumină un alt chip al Domnitorului Sfânt, și anume răsfrângă lumina asupra familiei sale, că dincolo de performanțele economice care fără îndoială l-au adus și prin el au adus Valahia la înălțime economică și spirituală, recuperând de altfel decalajul generat de Sfântul Ștefan cel Mare, când Valahia rămăsese în urmă și după aia a recuperat Constantin. Cărțile acestea, repet, pun în lumină aspecte din familia Domnitorului, și aș începe cu prima dintre ele, care pune la dispoziția publicului 4 omilii. Au scris cuvântări și cuvântări de o frumusețe incredibilă. Ni s-au păstrat 4 asemenea cuvântări. Știm că fiii aveau preocupări intelectuale alese. De pildă, fiul cel mare Constantin publică o traducere din Plutar, din greaca veche, o publică, o face disponibilă prin tipăritura lui Antimi Vireanu în greaca nouă. Dar cartea aceasta nu se referă la acea lucrare, ci anume la 3 cuvântări ale Sfântului Ștefan Brâncoveanu și la o cuvântare a Sfântului Radu. Vedeți, trăim într-o epocă în care, într-o epocă de ifugă. Toate, în general, paradigma tinde să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și tot mentalul nostru și toate cunoștințele noastre și toată știința noastră este de așa natură încât să ne facă să trăim nu numai autonom, de a chiar îndepărtând de Dumnezeu. Ori asta se reflectă adesea și în chiar în mentalul celor credincioși și în mentalul teologilor și al preoților. Pentru că e foarte puternică și foarte invazivă și subtilă această deformare a mentalității. Ori cartea aceasta, Sfinții Martiri Brâncoveni, Icoana Vechii Lumi Românești, încearcă, și părerea mea că reușește, să citească altfel istoria. Nu într-un sens autonom, ci să înțeleagă mereu sensurile spirituale, sensurile duhovnicești, fără să forțeze nota. Deci nu este o viață de sfânt, nu este un panegiric, nu este, dar tot timpul autorul încearcă să găsească sensurile spirituale, să găsească reflectarea, materializarea învățăturii creștine în viața brâncovenilor și să arate cum această materializare a influențat istoria, pe de altă parte să arate cum acea epocă era încă o epocă în care Dumnezeu era mai aproape de oameni. Într-o joi de dimineață, zi scurtării lui din viață, Brâncoveanu se scula, fața netedă își spăla, barba albă își pieptăna, la icoane se închina, la fereastra poicăta și amar se spăimânta.